2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 5. Este un text care ne va lansa în tema din dimineața aceasta pe care vreau să o studiem, și anume autoritatea și îndatoririle slujitorilor spirituali ai Bisericii autoritatea și îndatoririle slujitorilor spirituale ai bisericii. Și spune așa apostolul lui, păstorul lui Timotei, prezbiterul lui Timotei. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechile de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fi treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evangeliști și împlinește-ți bine slujba. Amin. Să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru, iată-ne în fața unui text care vorbește despre slujba unui pastor, unui prezbiter și mă rog, Doamne, să ne ajut să putem să avem astfel de oameni în Biserica lui Hristos. Oameni care își fac bine slujba, care își împlinesc bine slujba și ajută-ne pe noi toți, Doamne, să nu căutăm învățători, care să ne gâdile urechile, ci învățători care își fac bine slujba după voia Ta, Doamne, și ajutăm să încurajăm astfel de oameni, ajutăm să sprijinim astfel de oameni și să le fim alături în slujire. Și te rog de har cuvântului Tău în această dimineață, mie, ca un slujitor fără putere, Doamne, oferăm har să pot să spun din cuvântul Tău adevărul cu putere și claritate. Mulțumim și îndepărtează orice lucru care poate sta ca piedică în fața cuvântului tău. În numele Lui Hristos te rugăm. Amin. Se aude foarte des în ultima vreme despre așa numita criză a autorității. s a auzit probabil de această criză a autorității. Tinerii și copiii nu mai ascultă, domnule, de părinți, de autoritățile care odinioară erau incontestabile, cum este biserica, lucrul sau zona politică, dascălii și așa mai departe. Și această contestare sau această constatare are adevăr în ea. Faptul că nu se mai apreciază atât de mult autoritatea precum era odinioară. Generațiile tinere au fost crescute într-o atmosferă de manie, dacă pot să spun așa, a egoului. Și nu mă refer neapărat la cei din biserică. Pot fi incluși și aceștia, dar nu neapărat aceștia, ci în general societatea. Și ce îi face dezobedienți sau lipsiți de dorința de a se supune și predispuși contestării autorității. Ideea de autoritate în sine creează o repulsie. Să ai un pic ce vrei să spui cu asta. Societatea în care trăim e una contra autorității. Și <coughs> vreau să vedem în dimineața aceasta, Faptul că în Biserica Lui Hristos lucrurile nu ar trebui să fie așa. În Biserica Lui Hristos nu ar trebui să ne supunem autorității, dar nu așa că trebuie și suntem obligați să o facem, ci cu drag să facem asta. Cu drag pentru că Hristos însuși a lăsat autorități în Biserica Sa și a lăsat autoritățile astea pentru a fi crezute și ascultate. Și mă refer aici în primul rând la autoritatea pastorală. Observați, Pavel îl îndeamnă pe Timotei să-și împlinească bine slujba cu care a fost însărcinat de însuși Hristos Iisus. Nu este o slujbă pe care și-a preluat-o el de la sine, nu este o slujbă pe care a, a inventat-o el, este o slujbă pe care o avea din partea lui Hristos și însărcina cu o autoritate din partea lui Hristos pentru a-și împlini această slujbă. Și aș vrea să privim în această dimineață la cele trei titluri din Noul Testament care ne dezvăluie autoritatea divină a slujitorilor spirituale ai Bisericii și, totodată, îndatoririle pe care aceștia le au față de Biserică. Cele trei titluri prin care ei au autoritate divină din partea lui Dumnezeu, prin care se descoperă această autoritate divină, și prin care se descoperă îndatoririle acestora față de adunare. Despre ce titluri vorbesc? Titluri de prezbiter, de păstor și de episcop. Cele trei titluri, păstor, prezbiter și episcop. Și mă rog ca Domnul să ne ajute și să ne vorbească prin aceste lucruri, pentru că sunt convins că avem de învățat. Păstorii au de învățat cum să își manifestă autoritatea asta pastorală și congregația are nevoie să învețe cum să se supună și cum să trăiască sub această autoritate pastorală potrivit Scripturilor. Acum, înainte de a intra efectiv în cele trei titluri și în învățătura acestor trei titluri, vreau să vedem că în Noul Testament titlurile acestea, pastor, prezbiter, episcop, desemnează unul și același lucru. Ele nu desemnează lucruri diferite. În decursul istoriei bisericii s-a crezut și s-a funcționat pe, pe această credință că cele trei titluri sunt de fapt trei uh, oficii în biserică. Și de asta în biserica ortodoxă vorbeam în începuturile noastre când am început seria aceasta despre conducerea bisericii, că există ideea asta că un, trebuie să fie un episcop deasupra mai multor uh, uh, mai multor preoți și așa mai departe. Ei bine, nu. În Noul Testament uh, în Noul Testament aceste trei titluri sunt de fapt același oficiu. Același oficiu pastoral. Uitați-vă cu mine în Tit, capitolul 1, versetele 5 la 7, în care vedem această idee. Te-am lăsat în creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbite, observați, prezbite, în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, și apoi zice căci episcopul ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat și explică toate uh, caracteristicile pe care ar trebui să le aibă un episcop. Te-am pus să numești prezbiteri, spune Pavel. Și episcopul, ca econom, trebuie să fie fără prian. Te-am pus să pui, să pui uh, prezbiteri și iată care sunt caracteristicile prezbiterilor. Dar el nu -i mai numește prezbiteri, îi numește episcopi. Observați căci episcopul este Așa, 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 așa. Episcopul și prezbiterul este unul și același lucru. Nu mai sunt două titluri diferite, dar exprimă aceeași, aceeași funcțiune în biserică. Apoi, faptele apostolilor 20 cu 28. Aici găsim cele trei titluri în același pachet, că pot să spun așa. Faptele apostolilor 20 cu 28. Însă, din milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii biserici. Observați, Prezbiterii biserici, primul termen. Și le spune în, în, versetul 17 și apoi în versetul 28 spune așa, luați seama, cine? Voi prezbiterilor. Luați seama la voi înși vă și la turma peste care Duhul Sfânt v-a pus prezbiteri? Nu, episcop v-a pus. Pe prezbiter Duhului Duhul lui Dumnezeu îi pune episcop peste, peste, turma lui Dumnezeu. Ca să ce? Ca să păstorească biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Prezbiterii bisericii, Trebuie să fie episcop și trebuie să păstorească. Observați cele trei titluri: pastor, pastor, episcop și prezbiter. Cele trei titluri care desemnează aceeași funcțiune în biserica aceea de a fi slujitor spiritual în acea biserică. Observați cele trei titluri, sunt diferite, dar ele sunt complementare și de asta aș vrea să le, să le privim pe rând și să facem. Un portret al trăsăturilor esențiale ale acestor oameni puși în fruntea bisericii sale. Pentru că aceste titluri dezvăluie, de fapt, autoritatea pe care acești oameni o au în biserică și îndatoririle pe care acești oameni le au în biserica lui Hristos. Primul titlu, prezbiter. Primul titlu nu este păstor. Și nu este păstor pentru că. Nu În Noul Testament, titlul de păstor nu este folosit foarte des cu privire la conducătorii spirituale ai bisericii. Este fapt, titlul păstor împreună cu verbul a păstorii se referă la slujitorii spirituali numai de trei ori în Noul Testament. Doar de trei ori. Trei, trei locuri avem în care uh, prezbiterii sau uh, slujitorii spirituali sunt numiți păstori în, în, uh, în Noul Testament. De departe, cel mai des titlul acestora în Noul Testament este titlul de prezbiter. Titlul de prezbiter. Totodată termenul episcop are, apare de mai multe ori decât titlul păstor. Episcop apare de mai multe ori. Și ce înseamnă acest titlu de prezbiter? Înseamnă literalmente bătrân. Bătrân. Prezbiter înseamnă bătrân. Și nu se referă la bătrânețe de ordin fizic, ci se referă la o bătrânețe de tipul înțelepciunii și maturității spirituale. Asta e un termen metaforic prin care se comunică ideea aceasta. Că omul acesta trebuie să fie un om matur din punct de vedere spiritual și trebuie să fie plin de înțelepciune spirituală. Nu ai un om care conduce Biserica lui Hristos care să fie imatur și lipsit de înțelepciune spirituală. Din potriva, e un om care este matur și înțelept și asta comunică expresia bătrân. Din acest motiv, bătrâni sunt și prezbiterii sau uh, păstorii, cine? Timotei și Tit. Ei sunt sărmani niște tineri și Pavel le zice, să nu-ți disprețuiască nimeni tinerețea. Ei erau tineri, dar erau în funcția aceasta de prezbiter, deși, în funcția de bătrân, deși erau tineri din punct de vedere fizic și asta găsim în 1-2 Timotei și Tit și Pavel le, le adresează epistole uh, specifice lor pentru a învăța și pentru a îndemna cum să conducă biserica lui Hristos. E bine de unde vine conducerea asta prin bătrâni? Ce antecedente avem la ea? De unde au apărut din senin acea, acești bătrâni, acești prezbiteri? Uh, e bine, expresiile bătrân, bătrâni și sfatul bătrânilor apare foarte des în Vechiul Testament. Și desemnează în Vechiul Testament un grup de oameni din Israel, din Vechiul Israel și din țările vecine Israelului, nu numai din Israel, și țările vecine Israelului aveau același uh, tip de conducere și acești oameni, acești bătrâni, acest sfat al bătrânilor conduceau poporul și judecau poporul. Două funcțiuni, conducere și judecată. Să găsim în Deuteronom 19 cu 12, tot în Deuteronom 22, de la 15 la 18 și în Iosua 20 cu 4. Și în vremea aceea nu exista o distinție așa cum există astăzi între conducerea de tip administrativ, cum avem noi în statul românesc, parlamentul și așa mai departe, și conducere spirituală. Nu, cele două erau împreunate în vremea de atunci. Poporul era condus și spiritual și administrativ de aceiași oameni. Aceștia erau bătrânii poporului, sfatul bătrânilor, sau și alt for de conducere spirituală și de slujire spirituală, preoții și așa mai departe, dar în, împreună cu aceștia conduceau bătrânii poporului. În numeri 20, în numeri 11, de la 16 la 17, găsim prima investire a, dacă vreți, a prezbiterilor, bătrânilor poporului. Și Moise se plânge Domnului în acel context, că slujba este prea grea pentru un singur om. Nu pot să duc, să duc povara acestui popor, îi spune Moise Domnului. Și Domnul îi zice, ia 70 de bătrâni, 70 de oameni dintre bătrânii poporului și adu-i la mine. 70 de oameni. Și spune de două ori, dintre bătrânii poporului, din sfatul bătrânilor. Și ea îi aduce și Duhul Sfânt coboară peste acești oameni și investește cu abilități supranaturale de a conduce poporul și de a judeca poporul, împreună cu Moise. Și este uimitor ceea ce vedem acolo, și vedem ceva, vedem un principiu care străbate Vechiul Testament și ajunge până în Noul Testament. Și anume că acești oameni trebuie să fie plini de Duhul lui Dumnezeu. Prezbiterii, bătrânii care slujesc în Biserica lui Hristos, trebuie să fie oameni plini de Duhul și oameni care în mod colectiv. Conduc Biserica Lui Hristos. Nu numai unul singur ar trebui să conducă Biserica Lui Hristos, ci un sfat de bătrâni, un sfat de prezbiteri, o conducere colegială, dacă pot spune așa. Și prezbiterii în Vechiul Testament erau și conducători ai cetăților. Vedem asta mai multe texte, 1 Samuel 11 cu 3, 1 Samuel 16 cu 4 și așa mai departe. Dar am spus ceva, am spus că ei slujeau și din punct de vedere spiritual poporul. Spre exemplu, ei... Ei reprezentau poporul în ritualurile și în ceremoniile religioase care erau în vechiul Israel. Un bătrân trebuia să se ducă și să pună mâinile pe capul jertfei, pe capul animalului care trebuia jertfit, ca reprezentant al poporului pe care îl conducea. El făcea să nu făcea tot poporul și punea mâinile. Și punea mâna pe capul jertfei și păcatele Poporului pe care el îl reprezenta erau transferate animalului și animalul era jerfit în locul poporului și păcatele erau ispășite în felul acesta. El avea rol de reprezentare spirituală, observați. Apoi, ei aveau rolul de a citi Tora, de a citi legea lui Dumnezeu, Deuteronom 31, de la 9 la 13. Găsim că împreună cu leviții și bătrânii poporului aveau rolul de a, de a conduce poporul și de a citi poporului legea lui Dumnezeu, de a învăța pe poporul legea lui Dumnezeu. Acum, odată cu moartea și cu învierea lui Hristos și cu desfințarea funcției preoțești, levitice și aronice, singura autoritate de conducere care supraviețuiește vechiului legământ și intră în noul legământ, în ceea ce știm noi astăzi, Noul Testament, și... Și aceasta, fără, nu fără schimbări importante, este cea de prezbiter, cea de bătrân. Deci dacă găsim un fir roșu, găsim acesta, că din vechiul legământ până în noul legământ au existat bătrâni, exista prezbiteri. Desigur, ceea ce se întâmplă în noul legământ se întâmplă niște schimbări în funcțiunea lor și aceștia devin de fapt în mod deosebit oamenii care slujesc spiritual biserica. Dar vom ajunge la aceasta. Așadar, prezbiterii nu sunt preoți. Prezbiterii, cei care conduc spiritual Biserica lui Hristos, nu sunt preoți. Preoția a fost abolită. Preoția nu mai există astăzi. Acești oameni, prezbiterii, nu sunt preoți. Și nu slujesc în calitate de preoți. Nu mediază relația între noi și Dumnezeu. Este unul singur care mediază relația asta, Iisus Hristos. Și El a murit, a înviat și este la dreapta lui Dumnezeu. Ceilalți oameni care slujesc ca și conducători, nu sunt preoți, și sunt oameni care au căpătat înțelepciune și o chemare din partea lui Dumnezeu de a judeca și de a conduce poporul. Au Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este peste ei și a înzestrat pentru zidirea Bisericii lui Hristos. Și, fraților, așa cum termenul acesta bătrân arată, de la un conducător al Bisericii, de la un prezbiter, Trebuie să te aștepți la înțelepciune și la maturitate spirituală. Trebuie să te aștepți că atunci când vorbește acel om și când explică și când uh, se relaționează cu oamenii din jur, observ că omul acela este matur din punct de vedere spiritual. Observă o înțelepciune care nu este umană, ci este înțelepciunea lui Dumnezeu, pe care o vezi și în cuvântul lui Dumnezeu. Acești oameni sunt îmbibați de Scripturi și înțelepciunea scripturilor reiese din viața lor și stăpânesc și iubesc scriptura acești oameni. Și bineînțeles sunt condus de Duhul lui Dumnezeu care a inspirat scriptura și care îi conduce și pe ei. Dar e important să afirm ceva aici. important să afirm că înțelepciunea pe care acești oameni o wow, au este o înțelepciune și practică, nu e doar teoretică. Oamenii aceștia nu-și doar șoricei de bibliotecă, cum s-ar zice, oameni care stau în scripturi și care citesc cărți de teologie și așa. Sunt și asta, dar sunt și oameni practici, oameni care au știu să traducă în mod practic învățătura creștină. Pentru ei nu e o teorie interesantă creștinismul, ci este o chestiune care ține de trăire, de schimbarea vieții, de transformarea vieții. Și fiți atenți, oamenii ăștia înțeleg cum prin Duhul Sfânt, cum trebuie să arate un om matur din punct de vedere spiritual. Și credeți-mă, mulți nu înțeleg cum trebuie să arate un om din punct de vedere, matur din punct de vedere spiritual. Și cum arată unul imatur din punct de vedere spiritual. Dumnezeu le-a dat înțelepciunea bazată pe Scripturi și pe uh, uh, înțelegerea Scripturilor, cum trebuie să arate un astfel de om. Și vede, se uită, analizează și zice, oamenii, îmi dau seama că fratele cu tare nu este atât de matur spiritual. Frate, cu uite, a ajuns la o maturitate spirituală. Și ei nu numai că știu, fac diferențierea aceasta clar între oameni, dar știu și ce să facă și ce să le spună oamenilor ca ei să ajungă la acea maturitate spirituală pe care și-ar dori. Au o discernământ spiritual în a, o, în a nu numai în a diagnostica starea spirituală a oamenilor, dar și în a prescrie, dacă pot să spun așa, medicamentația și hrana care să-i facă pe oameni să crească spre maturizare spirituală. Și oamenii aceștia au acest discernământ și această înțelepciune spirituală în a deosebi lupii răpitori care se infiltrează în turmă și de a deosebi între oi și capre. Biserica lui Hristos, Biserica lui Hristos ar trebui să fie compusă numai din oi, numai din oameni născuți din nou. Dar din păcate, în Biserica lui Hristos se infiltrează și capre, oameni care nu sunt născuți din nou, care au făcut o mărturisire a credinței lor publică, poate în apa botezului, dar nu trăiesc după voia lui Hristos. Nu, viața lor nu e transformată și acești oameni își dau seama imediat. Omul acesta nu trăiește după voia lui Dumnezeu și nu arată ca o oaie autentică. Și ei sunt calificați pentru că Duhul Sfânt a pus în, în mintea și în inima lor această înțelepciune de a discernere și ei știu să apere turma de lupi răpitori și știu să întrebuințeze metode spirituale pentru a îndepărta aceste capre din mijlocul turmei și de a face ca turma să fie curată și formată numai din oameni născuți din nou și folosesc metode spirituale cum este disciplinarea. Disciplinarea. Fiind copți, acești oameni, din punct de vedere spiritual, cu asta e, asta e ideea unui prezident, copt din punct de vedere spiritual, îi face pe acești oameni să fie cei mai îndreptățiți să ia decizii de natură spirituală în biserică și care țin de bunul mers al adunării. Acum, să ne referim puțin la noi astăzi. Trăim vremuri în care. Cei mai mulți creștini nu mai țin cont de asta. Nu mai țin cont de asta. Vorbește un prezbiter, vorbește un păstor, vorbește un altul lângă el și oamenii nu fac nicio diferență între vorbirea celor doi. Nu zice nimeni că ar trebui să privești la pastor ca la un zeu. Nu, nici pe departe. N-ar trebui să facem asta. Dar ar trebui să privești la, la, ceea ce spune un păstor, ceea ce spune un prezbiter cu greutatea care trebuie. Ar trebui să faci o diferență între ce spune un pastor și ce spune un altul. Pentru că Dumnezeu i-a investit pe acești oameni, dacă Dumnezeu, dacă crezi că Scriptura e adevărată, Dumnezeu i-a investit pe acești oameni cu o înțelepciune duhovnicească prin care să explice și să înțeleagă lucrurile din punct de vedere spiritual. De aceea ar trebui să faci o diferență. Nu diferențe nefondate, și pretenții de infalibilitate, nu, nu înțeleg asta, dar să primești cu greutatea care se cuvine cuvintele unui pastor. Când se ia o decizie la nivelul bisericii de către prezbiter și poate n-ai înțeles de ce s-a luat decizia asta, uite, un caz de disciplinare, un caz de de ce s-a mai introdus, au mai introdus alte lucruri, sau n-ai înțeles -o, sau poate chiar nu ești de acord cu ceea ce s-a întâmplat în biserică, n-ar trebui să vii din plina cu suspiciune și să crezi că tu ai dreptate și că ei sunt greșiți, ce ar trebui din potrivă să fie invers. Ar trebui să pornești la premiza că ei au dreptate, pentru că Dumnezeu i-a lăsat acolo și au înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Și uh, ar trebui să pornești cu această lipsă de suspiciune. Evident, dacă nu ai evidențe contrare, foarte clare că acea decizie, acea, acel lucru este. Greșit pe care l-au făcut ei. Ceea ce vreau să spun e că suntem într-o perioadă în care ce credem noi, ce considerăm noi, ce opinie avem noi, sunt întotdeauna prima opțiune pentru noi. Asta e, asta e chestiunea. Și tot ceea ce contrazice aceste păreri personale, opțiuni personale, le catalogăm cu mare suspiciune. De ce a făcut fratele așa? Nu contează că l-ai prezbiter, păstor sau altceva. Le catalogăm cu foarte mare suspiciune. Dar nu asta e calea biblică, găsim în scripturi. Nu asta e calea înțelepciunii. Studiem cartea înțelepciunii și ne, ne aduce atâtea dovezi această carte despre cum ar trebui noi să, să ne raportăm, nu numai la prezbiter, cu atât mai mult la prezbiter, dar la, la ce spune un om oarecare. Nu ar trebui să sărim și să zicem nu e bine ceea ce zici tu și nu e. Ar trebui să, să fim oameni calmi, să analizăm, să gândim. Să dăm credit altora și să ne negăm pe noi înșine. Și apoi, sigur, nimeni nu zice că trebuie să urmezi orbește un pastor, sub nicio formă. Noi, noi trebuie să urmăm Scriptura, în primul rând. Dar dacă n-ai nicio evidență că ceea ce oamenii ăștia învață, îndeamnă, în drumă, este în afara Scripturii, atunci ar trebui să-i urmezi. Atunci ar trebui să-i urmezi pe acești oameni. Și ar să o faci cu toată inima. Ori de câte ori de asta, ori de câte ori apare o nelămurire, o problemă care te apasă, o frustrare poate care se acumulează, împărtășește-o. Împărtășește-o cu acești oameni, cu prezbiteri și nu ezita să le spui. Și noi, în calitate de prezbiteri, vom face tot posibilul să răspundem la orice obiecție, orice lucru care necesită un răspuns. Nu degeaba acești oameni sunt numiți bătrâni. Nu degeaba. Pentru că ei au înțelepciune. Apoi, la nivel personal, dacă ai o frământare, dacă ai o problemă, dacă ai o decizie de luat, nu lua de unul singur. Apelează la înțelepciunea lui Dumnezeu pe care a pus-o în, niște oameni speciale. De ce să nu apelezi? Dumnezeu i-a pus în mijlocul tău. De ce să zici? Eu, sunt, eu știu ce trebuie să fac, nu am nevoie de nimeni. Apelează. Întreabă. Pune o întrebare. Ai o dilemă etică. Ce să fac cu anticoncepționalele? Întreabă. De ce, de ce practici unele lucruri? La... Și nu, nu pui o întrebare. Întreabă. Pentru că în felul ăsta capeți înțelepciune și tu. Și uh, trupul lui Hristos este, este, zidit. Bun. Ce autoritate și îndatoriri au uh, slujitorii duhovnici ăștia ai bisericii. Am văzut că e autoritatea aceasta arătată prin expresia presbiter, bătrân, înselept și om cu maturitate și cu, care este copt spiritual. Dar care mai este al doilea termen? Al doilea termen care ne oferă iarăși ceva despre autoritatea și îndatoririle acestor oameni este termenul de episcop, episcop. Acest termen înseamnă literalmente supraveghetor. Unul care supraveghează. Unul care veghează asupra altora. Dacă vă gândiți poate la un, ca să iau o analogie, unul care este într-un turn de veghe și vrea să vadă ce inamic vine și ca să dea uh, anunțul. Unul care veghează un veghetor, dacă pot spune așa. Și uitați-vă la ce asociere super importantă face Pavel cu privire la acest titlu. Uitați-vă în tit 1 cu 7 și o, o să citesc din traducerea Cornilescu pentru că din traducerea NTR pentru că folosește un termen mai nou și care are sens pentru noi astăzi. Că ce episcopul ca administrator al lui Dumnezeu, Cornilescu spune ca econom al lui Dumnezeu. Ce e economul ăsta? Nu are niciun sens pentru mine astăzi prea mult. Dar ideea de administrator, asta e, asta e economul. Ca, e, ca administrator al lui Dumnezeu trebuie să fie fără vină, nu arogan, nu mânios, nu bețiv, nu bătăuși, nu lacom de câștig murdar. Căci episcopul, ca administrator al lui Dumnezeu, este o chemare uimitoare pe care o au oamenii aceștia, dacă pot spune așa. Calitatea prezbiterilor sau păstorului de a fi veghetor, priveghetor asupra oamenilor din Biserică, are o greutate absolut uimitoare, pentru că Dumnezeu însuși îi investește în slujirea asta pentru a fi slujitorii Lui în locul lui Dumnezeu. Ca administrator ai cui? Ai oamenilor, ai nu știu, culterul ai, nu știu, patriarhului? Nu. Episcopul ca administrator al lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși l-a investit pe acest om, pe acești oameni investește pe acești oameni să administreze biserica lui Hristos pentru el. Pentru el. Și este uimitor acest lucru. Este uimitor cum Dumnezeu însuși deleagă autoritatea sa peste biserica lui Hristos unor oameni. În Limba greacă avem acest termen care e compus din două, două cuvinte: lege și casă. Lege și casă. Și, într-un anumit sens, asta înseamnă să fie administrator, să fie econom peste casa lui Dumnezeu. Înseamnă să aplici legea Stăpânului pentru binele și pentru profitul Stăpânului. Asta făcea un administrator în vechime, pentru că la administratorul din vechime face referire. Un administrator era cel care aplica legea stăpânului asupra slujitorilor bisericii pentru ca stăpânul să beneficieze la maxim, dacă pot să spun așa, de pe moșia și de pe proprietatea și de pe lucrurile pe care le are el acolo, pentru binele și profitul acestuia. Și e important să vedem aici că slujba aceasta de priveghetor sau de episcop nu este doar un dar spiritual. Este și un dar spiritual, cu siguranță, asta, dar este o slujbă oficială lăsată de Dumnezeu acestor oameni. Și asta ar trebui să ne dea de gândit. Dumnezeu însuși investește acești oameni pentru a-i lua locul și pentru a administra biserica în locul lui. Asta înseamnă că unui păstor Dumnezeu i-a dat autoritate peste oi, dar amintiți-vă, nu iau autoritate de a domni peste ele. Amintiți-vă de, de, de mesajele de data trecută. De a domni, de a fi ca un tiran peste ele sau de a se folosi de ele pentru nevoile lui sau nevoile lor. Nu, ci ei trebuie să sujească ca niște robi. Cu toate acestea, vreau să spun că o autoritate reală peste, peste oile lor, dacă pot să spun așa. Nu este o autoritate închipuită, nu este doar un dar pe care ei l-au. Este o autoritate... Reală și uh, autentică pe care au primit-o de la Dumnezeu. Și uitați-vă, din pricina acestei autorități, uitați-vă, Evrei 13 cu 17, ce uh, semne, cum ar trebui oamenii aceștia să privească slujba aceasta. Ascultați de mai mari voștri, spune autorul epistolei către evrei, și fiți le supuși datoria turmei. Observați? Că cei asupra sufletelor voastre? Fac lucrarea asta de, de, de episcop asupra, pentru sufletele oamenilor. Ei priveghează asupra sufletelor voastre și viți atenți cum fac asta. Ca unii care au, au să dea socoteală de ele. Păi nu dai socoteală de ceva, de o poziție în care nu ești angajat oficial de către Dumnezeu să faci acel lucru. Dar dacă Dumnezeu te rânduiește el însuși să faci această slujbă în locul lui, ei bine, ei vii tras la socoteală. pe fi tras la socoteală. Ei și-a dus la judecată. Vreau să văd cum ai administrat în locul meu Biserica lui Hristos. Vreau să văd cum ai privegheat asupra sufletelor care ți-au fost încredințate. Atât de serioasă este slujba aceasta. Și frații mei. Nu este un lucru de apucat acesta. Dumnezeul cel veșnic să tragă la socoteală, să te ia la judecată separat cu o judecată mai aspră, spune, pa, spune Iacov în epistola sa. Nu este un lucru cu care să te joci aici. Da, oamenii ăștia au un privilegiu deosebit, dar au o, o mare. o mare. sunt într-un mare pericol dacă nu fac această slujbă așa cum ar trebui. Și nu este nimic mai înfricoșător decât să știi că trebuie să dai socoteală pentru sufletele pentru care Hristos a plătit cu sângele său. Nu este mai mare frica pe care ar trebui să o ai în calitate de prezbiter, de pastor, că știi că Hristos însuși îți va cere socoteală pentru sufletele pe care el le-a răscumpărat cu sângele său. Discutăm de lucruri foarte serioase aici, discutăm de lucruri de viață și de moarte. Dar dați-mi voi să spun ceva. Dacă unui prezbiter Dumnezeu îi va cere socoteală pentru sufletele oilor și oilor Dumnezeu le va cere socoteală de supunerea pe care, de care au dat dovadă față de păstorilor. O da. Nu e doar o, o slujbă cu un singur sens sau o, uh, o relație cu un singur sens, doar noi trebuie să avem grijă. Nu, dar și oile la fel trebuie să facă. Același lucru. Da. Și oile trebuie să, sup să se supună și uh, Dumnezeu le va cere socoteală pentru supunerea sau nesupunerea cu care au ascultat de păstor sau nu au ascultat. Dar de ce? Vă zice. Eu vreau să ascult doar de el. Nu mă interesează de ce zice unul și ce, ce zice altul. Că să ei păstor sau mai știu eu ce. Vreau să ascult doar de el. La Biblie, direct. E bine la Biblie direct, dar Biblia direct ne spune că Dumnezeu a lăsat în biserica sa astfel de oameni. Și a însărcinat ca să administreze biserica în locul lui. Și dacă Dumnezeu a spus asta, dacă tu nu vrei să te supui prezbitorilor și păstorilor, tu nu te supui nu lor în primul rând, ci celui care i-a investit pe acești oameni pentru a sluji în locul lui. Atât, e de, atât e de serioasă treaba, și uh, e o răzvrătire, observați înainte în, în fața lui Dumnezeu dacă nu facem asta. Câți dintre, câți dintre, câte dintre oi conștientizează acest lucru. Trăim într-o vreme absolut uimitoare, absolut uimitoare și uh, lipsa asta de ascultare, li... deci spiritul critic, spiritul de contestare este la, la mam, cum să zic, la, la cote alarmante și se manifestă și în biserică. Și frații, nu trebuie să fim asta. Noi, noi, nu să fim judecați după vremurile în care trăim noi astăzi. Și da, suntem mai impulsionați asta să facem, să fim mai răzvrătiți, dar nu contează asta. Standardul nostru rămâne în Scriptura și Dumnezeu ne va judeca după legea sa, nu după mediul în care am crescut noi, da? un mediu așa toxic cum e acesta. Dumnezeu ne va judeca după legea Lui. Și legea Lui spune că trebuie să ascultăm de acești oameni. Dacă ei conduc în limitele și în cadrul Scripturii. De aceea aș vrea să vedeți ca o normalitate, ca o normalitate, ca un păstor să vă întrebe de viața voastră. Ca un păstor să vă ia deoparte și să cum ai ești cu Domnul? Cum ești cu rugăciunea? Ce, cu ce te lupți? Nu ar trebui să considerați, bă, dar ce vrea omul ăsta să facă? Ce vrea de la mine? Cum îndrăznește să facă treaba asta? Nu, asta, asta, e o slujbă normală pentru ei. Ei supraveghează peste sufletele oilor. Știu, sunt vremuri individualiste, independența de sine este și mândria sunt, sunt atât de acote, atât de, atât de ridicate astăzi. Și asta ne conduc să fim nesupuși față de autoritate. Să nu-mi zică mie cu tare ce să fac, să nu-mi zică mie ce să zic, să nu îndrăznească să mă corecteze, să nu mă întrebe de ce n-am venit la biserică, să nu mă întrebe de ce nu mă rog, de ce sunt așa de apatic. Dar asta nu e Scriptura. O fi concepția noastră că asta ne-am ne -am, am deprins din păcate, din principiile lumii, dar nu este Biblia asta. Această mentalitate nu este la unison cu Scriptura. Ar trebui să fim, noi ca și comunitatea celor răscumpărați, ar trebui să fim deschiși la corectarea și la sfatul tuturor. Deci dacă un frate ar veni la tine și te-ar întreba de viața ta de credință, ar trebui să-i răspunzi. Nu ar trebui să -l... Dar cu atât mai mult prezbiterilor și păstorilor care supraveghează peste turmă și care supraveghează peste sufletul tuturor și care vor da socoteală pentru acest lucru. Ei bine, vei zice, tata, Ok, ei supraveghează, dar pe ei cine îi supraveghează? Vreau să fie și ei supravegheați. <laughs> și ei sunt supravegheați. Uitați-vă în faptele Apostolilor 20 cu 28 ce spune. Luați seama dar la voi înși vă, și la turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi ca să păstoriți turma, turma lui Dumnezeu. Luați seama dar la voi înși vă, la voi înși vă prezbiterilor. Prezbiterii au datoria de a se supraveghea reciproc. Și iată un motiv serios pentru care o biserică n-ar trebui să fie condusă doar de unul singur, ci ar trebui să fie o echipă de prezbitere, care se supraveghează reciproc, care, se, care uh, își dau socoteală unii altora. Asta înseamnă sănătate la conducerea unei biserici. Ei se supraveghează unii pe alții. Și dați-mi voi să spun că supravegherea asta între prezbitere ar trebui să fie mult mai, mult mai serioasă decât supravegherea pe care o facem unor creștini oarecare. Și este și ar trebui să fie așa. Sunt unii care zic, sau care au și ei dorința de a fi păstori. Și este bună această dorință. Pavel spune, e bine dacă vrei să fii episcop sau păstor. Nu e nimic greșit în asta. Dar înțelege un lucru, că această dorință ta trebuie să fie cuplată cu foarte, foarte, foarte multă smerenie. Foarte multă lepădare de sine. Pentru că, spunea cineva, dacă vrei să fii păstor, într-o echipă de păstori, trebuie să știi să iei palme. Trebuie să știi să iei palme și să nu dai înapoi. Pentru că nu suntem perfecti, niciun păstor și niciun prezbiter nu e perfect. Dacă când stă cu un prezbiter lângă el și spune, frate, nu e bine ce ai făcut acolo. Ei palma peste obraz. Îmi trebuie să zici, dar frate, dar tu n-ai făcut așa și așa. Nu asta e atitudinea pe care ar trebui să o ai. Ar trebui să... Da, frate, așa e. Așa e. Am sesizat și eu lucrul ăsta și pare rău, vreau să mă pocăiesc. O, o, echipă de prezbiteri este o echipă în care funcționează smerenia și lepădarea de sine. Și spiritul ăsta de independență, spiritul de fac ce vreau eu, asta nu -are, -ar -ar cum să existe, n-ar trebui să existe într-o echipă de prezbiteri sănătoasă. De aceea, candidatul ideal la această slujbă este omul care are capacitatea de a se smeri și de a zmeri cel mai mult. Și vom discuta despre calitățile lor mai departe. Apoi, nu în ultimul rând, și uh, voi finaliza rapid cu asta, ultimul, uh, ultimul termen pe care îl vom studia în dimineața aceasta este termenul de păstor. Uh, termenul păstor. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Cine i-a dat? Hristos i-a dat. Iarăși observăm că lucrarea asta și slujba aceasta nu e dată de la oameni, nu e dată de oameni, e dată de Hristos ca oamenii să se maturizeze cu scopul maturizării. Și e important să reținem că termenul păstor e un termen cu rezonanță profundă în Scripturi. El denotă regalitate în Scripturi. Regele în Vechiul Testament era numit păstorul uh, oamenilor. Și sunt multe texte, nu mai intru în, în detalii aici pentru că timpul e E înaintat. Acum, deși termenul în sine de păstor se referă în mod ultim la conducătorul suprem al poporului, regele poporului și profeții, găsim că sunt numiți păstori în Vechiul Israel, și profeții și conducătorii, leviții și așa mai departe. Deci, e un termen care poate fi mai general decât atât. Sfatul bătrânilor, preoții, leviții pot toți să aibă același pot să fie denumit sus cu același termen. În aceste cărți profetice din vechiul Testament, în cărțile profetice, găsim indignarea lui Dumnezeu față de păstorii poporului, sfatul bătrânilor și preoții leviți, profeți, care nu conduceau după voia lui Dumnezeu, care conduceau într-un mod păcătos poporul care conduceau pentru binele personal poporul, care asupreau pe orfan și pe văduvă și stopau accesul poporului la legea lui Dumnezeu. Și uiată ce spune Ieremia 23, de la 1 la 2. Vai de păstorii care risipesc și nimicesc turma pășunii mele! Vai de ei, spune! Și ca să simțim și mai tare indignarea pe care o are Dumnezeu față de păstorii care nu-și fac datoria, așa cum trebuie priviți la Maleahii 2, de la 1 la 3. O, oh, ce, ce dur este acest cuvânt. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu veți spune inima ca să dați slavă lumelui meu, zice Domnul Oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi binecuvânta, voi blestema binecuvântările voastre. Dar le-am și blestemat, pentru că nu aveți inima, nu aveți pe inimă porunca mea. Și atât ce spune aici. Și este așa de dur acest cuvânt. Iată voi nimici sămânța voastră și vă voi arunca balegă în față. Balega vitelor pe care voi le jerfiți. Nu e de joacă. Dumnezeu e indignat pe păstorii care nu slugeți după voia sa. Și din acest motiv în Vechiul Testament Dumnezeu a zis să dăm la o parte cu acești păstori necredincioși Va veni unul, păstorul absolut, care va conduce și anume robul meu David. El le va paște și va fi păstorul lor. Eu voi fi domnul și Dumnezeul lor și robul meu David va, va fi voievod în mijlocul lor. Dumnezeu este sătul de acești lideri și de acești păstori necredincioși. Și l-aduce pe marele păstor, urmașul lui David, Iisus Hristos. De asta, când ajungem în Noul Testament, Domnul Iisus se pronunță pe sine așa, Eu sunt păstorul cel bun. Cei care au venit înaintea mea nu au fost păstorii cei buni. Au fost, au uh, muls, au rupt, au, nu au slujit oile așa cum am vrut eu, dar Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi dau viața pentru oi, spune Domnul Isus. Și El își, păștore, își oile dreptate și în durare. Și faptul că ulterior morții învierii și înălțării Lui Hristos, Dumnezeu a ales să mai numească o categorie de oameni păstori, anume pe prezbiteri, pe episcopi, așa cum am văzut, denotă iarăși un mare privilegiu. Un mare privilegiu acesta. Și o mare responsabilitate. Ei conduc în, în locul Lui Hristos, care este marele păstor al Lui, cum zice un 1 Petru, capitolul 5. Voi sunteți prezbitere, episcoptari, este un mare păstor deasupra voastră. Și un păstor, două lucruri trebuie să facă pentru turma lui. Trebuie să protejeze turma și trebuie să hrănească turma. Trebuie să protejeze și să hrănească turma. Orice păstor autentic are un țarc pentru oile lui și are un toiac pentru oile lui cu care și are și câini în jurul turmei lui care să protejeze turma de lupi răpitori. Și toate aceste lucruri sunt menite să protejeze turma. Și așa este și în biserică. Când veniți aici la adunare, e un, e un țarg de protecție acesta. Când veniți la grupurile mici, când interacționați în unul la unul, noi știm că stați în perimetrul care trebuie, în care, perimetrul acela de protecție. Și ne asigurăm că sunteți în siguranță și nu sunteți, nu vă nu rătăcim și nu rătăcim de turma lui Dumnezeu. Dar un păstor adevărat hrănește turma. Al doilea lucru. Vă oferă hrană. Oferă hrană oilor. Oferă hrană bio oilor. Ei bine, îi duce în pășuni, la munte, la predeal, la pe acele câmpii alpine. Asta vrea un păstor adevărat. Nu le livrează mâncare fast-food. Tuturor ne place mâncarea fast-food, nu e așa? Dar un păstor adevărat nu face asta, el dă mâncare sănătoasă păstorilor oilor lui. O mâncare care poate fi greu de digerat la un moment dat, care e amară când o iei prima dată în, în gură, dar care când ajunge în pântece lasă o dulceață uimitoare. Și acesta, această hrană este cuvântul curat al lui Dumnezeu. Cuvântul curat al lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, spune Petru, referindu-se la păstori, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu să vorbească de ale lui, nu să vorbească povestiri și întâmplări și ilustrații. Să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Un păstor știe că nu are nimic de spus oamenilor în afara, în afara cuvântului lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și mulți au impresia că au multe de spus. Dar un om al lui Dumnezeu știe că nu are nimic de spus Bisericii sale în afară de Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul, spune Petru despre Domnul Iisus, tu ai cuvintele vieții veșnice. Dacă tu ai cuvintele vieții veșnice, eu vreau să mă supun ție și să ascult de tine. Și ei împărtășesc cu oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu. Predicarea, prin urmare, este expunerea Cuvântului lui Dumnezeu. Am spus-o și o repetăm. Expunerea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu doar ne luăm de un text și ne lansăm în poveștile noastre. Nu. Noi predicăm Cuvântul lui Dumnezeu, expozitiv. Și pentru că Cuvântul are putere. Cuvântul are putere să transforme viața. Cuvântul este sabia aceea cu două tăișuri care desparte măduva de oase și așa mai departe. Și El este Cel care penetrează în inimile oamenilor și vorbește și El schimbă vieți. De aceea, El, predicatorul și prezbiterul și păstorul și episcopul vorbește oamenilor din cuvântul lui Dumnezeu. Și ce se cere unor oameni nu să producă viață ei, El, în oameni, ci să, să descătușeze cuvântul oamenilor, precum descătușează uh, circarii un leu, da? Când descătușezi leul, nu trebuie să te trebuie să zici leului, du-te și mănâncă și devorează. El va face asta de unul singur. Și în momentul când prezbiterii descătușează cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, cuvântul va face lucrarea, pentru că cuvântul este viu și lucrător. Și este o sabie cu două tăișuri. Și ceea ce se cere unui administrator, ce se cere? Se cere să fie credincios legii stăpânului. Să o predice, să o aplice în biserică, să o lege de inima și de viața celor din casa mare lui păstor. Și fraților, suntem pe acest drum și suntem împreună ca familie și haideți să facem din această biserică o priveliște pentru lumea spirituală și pentru lumea fizică. Să iubim autoritatea lăsată de Dumnezeu în biserică, să lucrăm împreună ca un singur om, cum spune, pentru împărăție, fiecare cu darul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu și să lucrăm și să înaintăm împărăția lui Dumnezeu pentru slava sa. Amin.